Astăzi, la Liceul Aurel Vijoli din Făgăraș a fost organizat un târg de primăvară. Elevii care se pregătesc în acest liceu pentru a deveni ospătari, bucătari sau se pregătesc în domeniul marochineriei au realizat produse inedite pe care le-au expus în cadrul târgului Binevenit Primăvară. Elevii școlii noastre au pregătit un târg de primăvară și o mini-expoziție. Un proverb suedez spune foarte frumos: o viață fără dragoste este asemenea unui an fără primăvară. Ne bucurăm mult de venirea primăverii și luna martie este și o lună specială pentru că ne gândim cu multă dragoste la mamele noastre, la bunicile noastre, la colegele noastre și elevii, de asemenea la doamnele profesoare și la colegele lor și nu numai la femei. Cu această ocazie, elevii de la calificările ospătar, bucătar, cofetar și patiser au pregătit surprize dulci, diverse preparate pe care colegii lor le pot cumpăra pentru a le dărui mamelor. Elevii de la calificarea ospătar au venit cu această ocazie cu o mini-expoziție, mese organizate în stil primăveratec. Iar nu în ultimul rând, elevii de la clasele de marochineri și confecționeri produse textile au confecționat produse minunate pe care elevii și profesorii le pot achiziționa pentru a le dărui mamelor, bunicilor, penare, borsete, plăsuțe, dar și mărțișoare confecționate manual de către ei. Așadar, în schimbul câtorva lei, cei care și-au dorit au achiziționat produsele dorite de la târgul primăverii, astfel încât mâine să ofere o mică atenție mamelor, bunicilor și nu numai. Mâine este Ziua Internațională a Femeii, denumită generic Ziua Femeii, care este sărbătorită anual în 8 martie și marchează realizările sociale, politice și economice ale femeilor și totodată onorează lupta împotriva discriminării și violenței care își fac simțită prezența în multe părți ale lumii. Este un punct focal în mișcarea pentru drepturile femeilor, atrăgând atenția asupra unor probleme precum egalitatea de gen, drepturile reproductive și abuzul împotriva femeilor. De 8 martie, în unele culturi, femeilor și fetelor li se dăruiesc cadouri, flori sau alte atenții.